De la început vreau să vă spun celor care ne urmăresc, împreună cu Asociația MGM, colaborăm de vreo 2 ani de zile, am văzut situația lor, problemele care se confruntă, mai ales pentru acest centru de ajutorare. Am văzut că de multe ori, chiar în garajul meu, în atelierul meu, am trebuit să scot mașinile afară și să depozitez acolo alimente sau îmbrăcăminte. E foarte greu pentru o asociație să nu aibă un depozit în care să poată să ție lucrurile, alimentele care le primesc. O stat pe la unul, pe la altul, s-o rugat, poate pe la unii o plătichirie și într-adevăr ar fi necesar că această asociație să aibă un depozit, un centru în care să desfășoare. Noi am lucrat foarte bine cu MGM, au ajutat foarte multe familii în orașul nostru, în împrejurimile orașului Solca, de aceea prin acest videoclip v-aș îndemna să punem mână de la mână, umăr la umăr, ca acei care au nevoie de aceste lucruri să fie depozitate într-un loc sigur, într-un loc în care să nu bată vântul, să nu ningă și activitatea lor să meargă înainte. Vreau să mulțumesc tuturor încă o dată pentru acei care întind mâna, care ajută lucrarea aceasta. Domnul să vă binecuvinteze!